ca să evite aglomerația de la ghișe, edilul din Bobicești a conectat localitatea la platforma online. Investiția nu a fost costisitoare. O piatră de încercare s-a dovedit însă pentru sătenii neobișnuiți cu utilizarea computerului. Am proprietate în comuna Bobicești, în satul Mirila, dar stau în Balș. Și nu era mai comod să plătesc? Ba da, așa e, aveți dreptate. La ghișeu? La ghișeu, da. De ce este mai ușor? Vă este mai comod? Sau nu aveți încredere în sistem? Mai ușor, mai ușor. La ghișeu, da, la ghișeu. Știți că puteți să le plătiți online? Știu, dar n-am cartelă. Deci n-am, trebuie să ai cartelă, da, online. N-aveți card? Card. Am card, dar nu am făcut. Dintre cei peste 3.000 de proprietari de terenuri și clădiri, doar 4 localnici au ales sistemul de plăți online. Există o reticență a cetățenilor în a folosi banul electronic, cardurile. El a fost implementat la începutul anului, în cursul anului 2013 au fost făcute deja 4 plăți online și sunt convins că pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce cetățeanul va avea încredere mai mare în sistemul de bănci, se vor face mai multe plăți online. În județul Olt, sistemul de plăți online mai este implementat în Slatina și în Caracal. În celelalte localități, oamenii își pot plăti taxele și impozitele locale doar la sediile administrațiilor.